Auziți-vă, mă, capaci gura voastră. Trebuie să împărtășesc cu voi această materie. Bă, chat. Bă, voi știți cum... Băi, băieții mei. Voi știți că noi avem pulii uneori putrezite. Dă-ți scăpăm așa cu pișeada, dăm de noi, dar așa, dă zici că suntem în Tom și Jerry. Ați văzut cum de eram pușcat un Tom? Dă curgea până și era trecurătoare? Băi, viețile mele. Băi, m-am căcat odată. Ați înțeles? Că mie îmi place la ciorbă să mănânc în capaș gura voastră un burcan de la Dalardei, de la Iute. Îmi place să mănânc la ciorbă 20 de ardei de aia. Băi, viețile mele. Eu la Giurgiu și la Andreas avea WC-ul de la, de să duce direct, deci e pârtia de la Clăbucet. Să duce direct acolo și e ăsta de aici de unde stăm, hariate nu are de aia. Și curge, hău, căcatul când se duce atât. Și m-am căcat pe marginea la WC-ul, mânca vaci gura voastră. Dar nu știu ce m-am căcat, mă, adamantită m-am căcat, trăievar familia voastră, când da cu perie așa, de nu s-a luat căcatul după veciu. Ce să fac, mânca vaci gura voastră? Și acum, mă întu și eu, mi-am ispăsit, vă dați seama, chat, am plecat de la locul crimei. Mi-ar săvârși crima, ați înțeles? Am plecat de acolo, mânca vaci gura voastră, trece o săptămână. Stăteam în veci, în sufragerie, în living, pe canape. Că strâng după tine, că-i căcat pe WC-ul. A văzut crima, mânca vaci gura voastră. Crima perfectă nu există. Te pup, pingule, mersi mult de donație. Ai luat banii, pingule. Ai luat bani. Băi, băiați, băi, băieți. Ce să fac, spuneți-mi voi, mi-ajutați-mă voi, care sunteți oștenii mei, care sunteți voi cu mine, cam cum era la mă după Netflix. Band Brothers in Arms, aia suntem noi. Ce să fac, bă, dacă m-am căcat de șchia adamantită, dacă s-a lipit de WC, dacă n-am putut, am dat. Ce să fac, băi, ce bă, trebuie în familie, bă. Ce să fac, bă, mânca vaci gura voastră? Dar am putut să... Ce să fac, bă, mânca vaci gura voastră? Că mă mai iau așa, câteodată îi mai zic, Doamne, dar ce chiloți ai pe tine, zici că e direct secolul XV. I-a purtat Vlad Țepeș, de alea, zic. Și când mi-o bagă pe aia, da frânile alea pe chiloți, dar nu mai iese după ce îi speli căcatul la frâna aia de tren. Haide, bagă mâna în buzunar. Drăghe! Hai că o arunc pe mama pe geam. Cum ai venit și hai dona, cu scaunul pe spate mama ruga. Lumea are nevoie de eroi. Donații sunteți voi. Donați! Mamă, ce puțin mi-a donat rochii să moară familia, mă, dacă mai pot. Așa mă mâncam aici, bro. Mă ataca nevastă mea asta, mă atacă cu frânile. Te pup la Tifan cu 2 euro, îți mulțumesc mult pe superchat acolo, nimic, te pup, îți mulțumesc mult din suflet. Hai să mergem 12.000 de like, că e ora 10, mâncam aș gura voastră, am pregătit pentru voi, ne jucăm și Euro Truck Simulator, punem volanul, punem tot. Mai încolo, după ce mai reacționăm, după ce mai povestim, ne jucăm. Asta avem o seară lungă, mâncam aș gura voastră, da și vă un like acolo, dacă vă place ceea ce fac. Și să moară familia mea, ce grea e. E greu, mă, mâncam aș gura voastră, să stați cu o femeie în casă. Cred că problemele suntem noi bărbații, mă, mânca vaci gura voastră. Să-mi cadă farfurii în cap, azi pe sufletul lui, azi noapte, să dau să mă uit la ala cu de să ducem pușcării. O, Mihailescu, cu Florin, cu membru, te pup, te pup. Să mă duc la ala de să ducem pușcării, ați înțeles? S-a făcut membrii pe ziua, dar... Mersi mult, membru, băiatul meu! Ascultate ce. Eu știind că mi-a luat pisică pe Snowy, care e la gagică mea în cameră, că n-are voie că o ceartă Ian, eu rămas cu Ian cu jos în living. Stăteam cu Ian cu mâncava vaci gura voastră, îl mângâiam pe Ian, cum uita la documentarul ăsta cu pușcării. Îl mângâi pe Ian, cu îl mângâi pe Ian, cu pleacă Ian cu mâncația și plata, mă uitam la documentar. Ia uite ce mângâi. Când mă uit, când mânc, zic să mă uit și eu la pisică, când mă uit altă pisică. Mă, ce pula mea s-a întâmplat, mă, de morții, mă, ți-a transformat Ian cu ce are omnitrix, o pisică. Are pisică omnitrix, altă pisică, mă, cava și pula, mă, ce pula mea pisică e asta, mă, muile? Mă, muile asta face... Îi dă nevastă mai mesaj, bă, ce pula mea s-a întâmplat, mă, s-a transformat pisică altă culoare, în albă cu maro, așa? Altă pisică, mă, de la vecin, de unde pula mea m-a spriat, futu-s morță, mă, uș, futu, făcea pe casă, uș, futu-te în gură, să... uș, la pisică, a plecat pisică.
Băi, nene, să vă dați seama. Dă vreo două săptămâni, ce credeți? Îmi spunea nevastă mai mereu. Te pup, Mardelu, te pup, te pup, te pup, te pup. Mă, ce apreciat, mersi mult de donații, pingule, la fel. Te pup, te pup, mersi mult. Sic cu membru. Băi, mersi ascultați. Mersi mult de membru, băiatul meu. Dă vreo două săptămâni punea nevastă mea mâncare, dimineața nu mai era mâncare, pisica asta nu mânca. Zicea nevastă mea, domnule, ce mănâncă pisica asta? Mă, domnul, mâncați-a și pula ta, după aia să-mi aprind o țigare, că eu fumez în curte. O să-mi aprind o țigare cu pisica, cu Iancu, ca asta vine după mine, înțeles? Mai vorbesc cu Iancu, ce mai faci atât? Tata, ce mai faci? Ești bine, tata? Pula mea, dacă sunt singur, nu doar cu nevasta mea, că-s foră, dă sare pulii din ea, mai bine nu mai așa stau cu pisica. Pula mea, prietenul meu, pisica. Și Iancule, ce mai faci? Și... Băi, mă, cabaș gura voastră. Când mă uit direct, am ucile și de la. Te pup, Lucas, mersi mult de donație. Se uită Iancu, se uită așa în copac. Bă, întuneric în curte. Mă uit. A început aia ascunsă în cireș. Posedata pisica aia de la vecini. Fute-mă așa în... Uși, fute-te în... Ce credeți, bă, bă? Intră peste mine pisica aia posedată, aia nenorocită, aia mâncava. Voi vă dați seama că eu mâncăiam pe aia și ziceam că Iancu. Nu prea se donează, s-a donat 500 de euro, e... Stai, niște că 500 de euro sunt bani, băiatul meu. Adică ce vrei să spun? Ce vrei să insinuezi? Sunt bani, băiatul meu. Cu posedările astea după aici, din Bragadiru, să moară familia, dar să fură tomberoanele. Mi-a dat, o, mi-a dat. Ce-mi dă ăsta care mi-a dat? Pigule, pe sufletul lui tata, dacă ne-ai luat banii. Mi-a dat la schetorin cu 10 euro acolo, 10 euro, te fură, și nu. Pingu 322 donated 15 euro. Am degenerat. Mi-a dat-o.